Salutare dragilor, eu sunt Nigulina și bine ați venit la mine. Astăzi pregătim împreună salată de fasole. Este foarte rapidă, cu puține ingrediente. Este sănătoasă și foarte bună în această perioadă de post. Eu am folosit fasole la cutie, o scurgem și o dăm sub jetul de apă pentru a elimina lichidul din conservă sau fierbem noi fasolea, la preferința fiecărui. Pentru 3 porții de salată avem nevoie de 400 de grame de fasole, 200 de grame de morcov, 100 de grame de țelină, 200 de grame de roșii, o ceapă verde, pătrunjel verde, salată, lămâie, ulei, sare și piper. Începem prin a pregăti legumele, le tăiem toate la cuțit. Morcovul îl tăiem rondele. Țelina o tăiem fâșii subțiri, cam de 1,5 cm. Rondele. Iar roșiile le tăiem cubulețe mici. Salata o tăiem fâșii subțiri. Tăiem și pătrunjelul. Într-un castron mai mare punem fasolea, morcovul, țelina, ceapa și roșiile. Pregătim și lămâia. Pentru dressing punem într-un bol mic 2 linguri de lămâie și 3 linguri de ulei. Adăugăm sarea și piperul, amestecăm foarte bine până se amestecă ingredientele. Peste salată punem dressingul, amestecăm bine și dăm la frigider pentru un sfert de oră. A trecut un sfert de oră, o scoatem din frigider, o amestecăm din nou și este gata de mâncat. Este o salată colorată și foarte gustoasă. Asta este tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut și vreți să fiți alături de mine, dați un like, share și lăsați un comentariu. Abia aștept să văd părerile voastre. Vă aștept și pe Facebook, tot cu rețete bune și delicioase. Poftă bună și o zi minunată tuturor!